să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. M-am gândit să vă mai spun din când în când nu doar ce mă enervează, ci și ce-mi place. Uite, îmi place că nu mai văd atât de multe apeluri disperate pentru ieșire la vot. Le știți, alea de te făceau să te simți ca ultimul om. Dacă nu votezi, copilul tău se va târâ. Bunicii tăi vor plânge cu lacrimi de sânge. Dacă nu votezi, n-ai dreptul să mai vorbești. Vă amintiți? Erau apeluri care semănau cu niște blesteme. Eu cred că alegătorul trebuie să fie informat corect, să se informeze din surse ok și să fie atent tot timpul, nu doar în luna alegerilor, la cei care ne conduc. Dacă vrea sau nu să voteze însă, ei bine, asta e strict treaba fiecărui cetățean. Dacă vrea să-și anuleze votul, e din nou strict treaba fiecăruia. După cum, dacă vrea să intre într-un partid, să militeze, să candideze, este la fel, strict treaba fiecăruia. Da, că de fiecare dată înainte de alegeri apar unii și încep să facă, să dreagă, să-ți le cununiile dacă nu vote. Serios? Mai putem face asta după 30 de ani de alegeri în care ni s-a propus mereu răul cel mai mic? Și știți ce e foarte amuzant? Că acești oameni pleacă de la o premiză total greșită, aceea că o prezență de 100% la vot ar aduce cumva bunăstarea în România. Nimic mai fals. Ba din contră, aș spune, având în vedere că unul din doi români este analfabet funcțional. Așadar, mai bine ne întrebăm, nu cumva în spatele acestor certăreți se află punctajele unui partid care spun că la o prezență mare, partidul are șanse mai mari să câștige alegerile? Toate la vremea lor, altceva. Dan Voiculescu s-a înscris la Facultatea de Teologie. Mâine poi mâine auzim că a cumpărat pe 2 lei cine știe ce terenuri ale facultății. Domnul Voiculescu, mă scuzați, dar să țineți cont că nu e ca la facultatea pe care ați făcut-o ultima dată. Adică să se termine după jumătate din ani. Vedeți, se confirmă vorba aia românească. La bătrânețe, toate boarfele o iau pe calea asta cu Dumnezeu. N-ai loc de ele să aprinzi o lumânare prin biserici, domne. A, chiar, Voiculescu o să fie părintele Varanie? Marcel Ciolacu a constatat în privința campaniei electorale că există un decalaj între agenda politicienilor și agenda cetățenilor. Wow, mamă, ageră observație, vă dați seama? Deci el zice că politicienii de fapt habar n-au de adevăratele nevoi ale cetățenilor? Pe bune, domnul Ciolacu! Până și Veorica ne-a zis brea asta încă de acu 2 ani. Marian Vanghelie a vorbit despre spionii din PSD, spunând că Vasile Dâncu este un vestit spion. Spion, Mariane? Spion, Nea Vasile? Iar ai adormit cu Netflix-ul deschis aseară și te-a radiat? Ca să vedeți că sunt un om care înțeleg foarte bine și vreau să învăț de la viață, în continuu învățăm și până la urmă constatăm că toți proști murim. Un spital de psihiatrie din Galați nu are medic specialist. În organigramă există 5 posturi de medic psihiatru. Niciunul nu este ocupat. E, lăsați, că ci că sunt doi pacienți, da. Unul se crede profesor doctor în boli psihice, iar altul asistent șef. Se înțeleg. Pe listele de vot dintr-o comună din Suceava sunt 15 candidați cu numele Stănescu. Dacă localitatea nu se numește Stănești, înseamnă că n-am făcut nimic. Comisia Europeană ar putea impune un salariu minim unitar, astfel că salariul minim pe economie ar putea ajunge de anul viitor la 2000 de lei net.
Oameni buni, vă rog eu din suflet, nu-i spuneți lui Florin Câțu. Se internează dacă aude una ca asta. Auzi, 2000 de lei salariu minim? Păi asta e hoție, domne, e comunism, e corupție, este... Adică un salariu minim din care oamenii să trăiască așa cât de cât decent? Doamne, cine a mai pomenit așa ceva la noi? În stilul ăsta se vor sinucide toți Moise Gurani și Ion Țiriaci. N-avem bani nici să mergem la toaletă. A început procesul în urma căruia se va decide dacă Mugur Isărescu a fost colaborator al securității. Nenea Isărescu, indiferent de verdict, în inimile noastre veți rămâne tipul căruia îi plăcea să semneze încă dinainte de 89. România este pe primul loc în Europa la mortalitatea cauzată direct ori indirect de poluare. E, nu e ceva ce nu știam, nu? Aici totul cauzează direct sau indirect. A ieșit din casă, ți-a scăzut brusc speranța de viață. Până în 2023, România va câștiga peste 200 de hectare de nisip prin extinderea unor plaje. Dar asta e super, fraților! Hectare noi pe care pot fi montate grătare și buticuri cu chinezării. Yay! Bine ați venit la Starea Nației! Continuăm campania de informare a cetățenilor României. Atenție! Fără bani de la guvern! Mesajul de astăzi este următorul. Poartă masca, spală-te pe mâini, păstrează distanța față de alte persoane și față de sistemul sanitar românesc. La spital nu au apă și te izolează cu încă doi oameni în pat. Ați văzut? A inaugurat domnul președinte aproape 7 centimetri de autostradă. Da, a fost super. Mai rar o asemenea lucrare făcută, domne, pe bob de orez. Wow, o demență. Au început să-i placă domnului președinte ieșirile astea. Mai un metrou, mai niște asfalt, mai un trenuleț. Se plimbă, domne, mai face mișcare. Plus că e cu Orban, cu Bode, cu dăștia care îl tot perie. Domn președinte, ce lider sunteți dumneavoastră. Ce anticorup, domne, ce antipesedist. Și Iohannis merge mândru așa, zzz, zzz. Da, bă, chiar sunt panaramelor. Da, că merge și la Iohannis bancul ăla de era cu Becali, îl știți. Domnul Becali, nu vă supărați, dansați? Nu fost dreanț, așa merg eu. Mă gândesc că am putea să ne specializăm pe genul ăsta de autostrăzi. Da, autostradă de un milimetru, cea mai scurtă autostradă din lume. Și să vindem autostrăzi de-astea ca opere de artă. Am venit pentru a da un semnal. Deci când terminați voi până la Câmpia Tulsii. Sperăm anul viitor. Nu cu sperat, mie trebuie să-mi promiteți ceva. Să o luăm pas cu pas, domnul președinte. Cât de tare este această discuție. Deci constructorul spune că speră ca lucrarea să fie gata cândva. Nenea, mă scuz, dar dumneata n-ai contract? Nu lucrezi cu contract? Ai un gentleman's agreement cu statul român? Că din ce știu eu, sigur s-ar putea să mă înșel, dar din ce știu eu, în orice țară civilizată, o lucrare e gata când scrie acolo un contract. Știți? Contract? Hă? Nu? Niște foi, multe, scris, mic, semnătură, ștampilă la final în general. Adică ce ne spui, matale, e că sper să respecti contractul? Sau, de fapt, în contract scrie că poți să termin cândva în secolul ăsta? Nu vi se pare halucinantă o asemenea atitudine? Adică, în mod normal, dacă sunt în interiorul unui contract și vine președintele țării să-mi spună că a dat și el pe aici să dea un semnal, nu știu, pun și eu mâna pe o mătură, să am ceva mână, nu de alta, și zic și eu, auziți, domnul, nu scrie nicăieri în contract că vine președintele pe șantierul meu să presteze campanie electorală. Deci eu vă rog să mergeți în altă parte, ne vedem când scrie în contract că trebuie să predau lucrarea. Dispare de aici. Dispare! Și nici privită din cealaltă parte, de unde se află președintele țării, situația nu e ok. Adică ajunge dita mai președintele să se roage de unul. Hai mă, șeful, termină și batale lucrarea asta, dăm și noi ceva la final, vorba aia, suntem băieți, rezolvă-ne și pe noi. La care ăla, nu știu, domn președinte, cum zic,
Mai am și alte lucrări în altă parte, să vedem, să căsătorește și fiimea mare, adică... Pe bune, nu învățăm nimic? Facem în continuare totul românește, așa, la mica înțelegere. Frate, e un contract și gata. Să termin când zice la contract. Altfel, conform contractului, te ard la bani de nu te vezi. Prezența mea astăzi aici vrea să arate că mă interesează și voi rămâne conectat la aceste proiecte. A, așa, bun, foarte bun, rămânem conectat. Mare atenție, domn președinte, să nu vă scoată careva din priză. Vreunul neatent, dă cu piciorul peste cablu, na, știți cum sunt ăștia, și vă stingeți ca aspiratorul, domn președinte. Și ce să înțelegem noi de aici, din vizita asta și din această conectare? Că până acum l-a durut la bașcheț pe domn președinte? Sau din cauza că erau nenorociții aia de la PSD la putere, el a decis că nu vrea să fie președinte și stătea și se uita pe pereți la Cotroceni? Întreb, nu dau cu parul. Mi se pare mie sau trăim din nou momente de alea? Gata, bă, hai, tăticule, să-i dăm drumul. Este, mă, suntem călare pe treabă, suntem conectați, suntem, avem bani, avem de toate. Că am mai văzut filmul ăsta și parcă n-a fost ok finalul. O scrisoare pentru soția mea. O duci tu la București. E ca atunci când eram copii și începeam școala spunând: Bă, dă-o încolo, mă, adică nu sunt și eu în stare. De data asta chiar învăț din timp, nu mai stau pe ultima sută de metri să... Și bineînțeles, după 3 luni înainte de teză, erai varză, pământ, nu știai nimic. Cum, mă, cum am ajuns din nou aici? Te întrebai. Așa cred că vom fi și noi peste câțiva ani. Unde-s, mă, autostrăzile? Cum am ajuns aici? Aveam toate rechizitele, era conectată toată lumea, de la domn președinte la ultimul PSD-ist. De ce nu sunt autostrăzile? A, să nu uit, întrebări importante pentru domnul Iohannis. Că, na, eu n-ajung la acele conferințe de presă. Domn președinte, Orban știe de toate astea? Și dacă vine iar PSD-ul la putere, mâine, peste 2 ani, vă deconectați iar? Na, mă scuzați, nu vreau să stric bucuria asta imensă cu autostrăzi, cu... Dar dacă aș fi primit un leu pentru fiecare autostradă promisă în ăștia 30 de ani, acum s-ar fi împrumutat și aici de la mine. La momentul preluării guvernării de către guvernul liberal, progresul era puțin peste 11% și iată că astăzi lucrarea este finalizată aproape în proporție de 100%. Miliarde și miliarde de euro vor fi investiți. Alo, băieții cu basculantele, cu lopețile, cu... Să nu plecați nicăieri, da? Trebuie să descărcați miliardele lui Orban. Păi ce faceți? Haideți, vă rog. Ce ați văzut e de la linia ferată Gara de Nord, aeroportul Otopeni, care s-au inaugurat astăzi. E aproape gata, după cum zice domnul Orban. E ca și gata. Ne facem treaba cu ea, domne, da? Că nu de frumoasă am construit-o. Bă, dar ce emoții am avut după aia, fiți atenți. Îl invit pe excelența sa. Wow, am zis, bă, taci, că a venit papa de la Roma să se dea cu trocariciu de la Otopeni la Gara de Nord. Hai, zic, n-o fi papa, ok, dar, bă, excelența sa totuși trebuie să fie măcar șeful mare de la Academia Suedeză, care dă premiile Nobel. Îi băgam 3 folcloriste în cameră diseară, îl asiguram și pentru la anul pe domnul Cărtărescu al nostru. E, știți cine era? Bineînțeles că știți. Excelența sa, domnul președinte Klaus Iohannis. El era, fraților, excelența. Nu, serios, vouă nu vi se întoarce stomacul pe dos când vedeți asemenea slugărnicie? Da, a zis și excelența ceva și aia a fost. A zis și o chestie șocantă la un moment dat, dar care o să treacă neobservată pentru mai toți. Am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată construită, atenție, nu din 89 încoace, din 84 încoace.
singura linie ferată din 1984. Dar mai trebuie spus ceva. Din 90 încoace am pierdut multe căi ferate. Adică se circulă astăzi de zici că duci mortul la groapă cu trenul. Când o ia cu 40 la oră, îți vine să scoți capul pe fereastră și să urli: o, bă, locomotivarule, bă, ciocalci așa, mă, nebunule, să nu facem vreuna nefăcută. Vă mulțumesc, felicitări. A, tare asta, poate se întâmplă și în alte orașe. Firea își face reclamă la TV cu realizările sale pe banii primăriei. Adică primăria le spune bucureștenilor la TV ce a făcut, ce poduri, ce pasaje, ce piramide. Și nu pricep de ce chestia asta li se pare multora normală. Dacă e ceva care îi ajută pe bucureșteni, atunci bucureștenii nu văd, nu simt pe pielea lor? Sunt cumva tâmpiți? Trebuie să li se spună la TV pe banii lor că o duc bine sau cum? Binele se simte, cum e cu apa rece, se simte, fraților, știți cum? Auzi oamenii cum urlă prin blocuri la primul jet, jetul ăla direct pe spinare, au! Când simți că poți fi operat la coloană fără anestezie. În continuare, zone întregi din București sunt fără apă caldă, dar situația a fost rezolvată. Nu curge apă caldă, ci se spune de la regia de apă că e apă caldă, dar, atenție, sub parametri. În sensul că apa ar trebui să aibă 50 de grade, să zicem, dar e sub parametri. A, puțin, nu, are doar 10 grade. E ca și cum ți-ar zice o tipă că nu are tocmai 18 ani, ci ceva mai mult. Cât mai exact? 64. Da, e un pic peste parametri. Așa și cu apa caldă. E atât de sub parametri că e foarte rece. Firea plânge de grija copiilor și elevilor și bătrânilor toată ziua la televizor, dar după aia le dă apă rece la țeavă. Va fi super la iarnă cu apa asta, cu pandemia, cu gripa de sezon. Nici nu vreau să mă gândesc. După o așteptare de 13 ani, astăzi s-a deschis circulația pe podul Ciurel. Chiar și așa, proiectul nu este nici pe departe finalizat. De pe splaiul Independenței, podul are ieșiri către cartierele Militar și Crângaș, apoi se oprește într-un morman de pământ. Va duce cândva la centura capitalei și apoi la autostrada spre Pitești. După 13 ani. Dar nu e terminat, nu? Mai sunt două segmente de făcut. Cu ajutorul lui Dumnezeu, peste vreo 70 de ani așa, să fac și alea. Când vezi ce inaugurări sunt, parcă nici nu-ți mai vine să faci alegeri. Păi nu, serios, care-i rostul alegerilor dacă alegi mereu între oameni atât de competenți, domne, atât de capabili? Orban a fost în Moldova, s-a lăsat pe Piatra Neamț încolo, i-a trezit pe oamenii ăia din somn, a ținut discursuri la ora 10 seara. Mă mir că n-au ieșit alegătorii la geam. Mă, nene, mă, tu n-ai somn, iar oiu că noi mergem mâine la muncă, mă, nu ca voi, nu vii rușini. Moldova nu are astăzi nicio autostradă. Moldova la finalul celor, sper eu, mai puțin de 10 ani, 8 ani, va avea 3 autostrăzi. Wow! 3 autostrăzi le face nenică. Nu una, nu două. Luați, mă, 3 de aici să vă săturați. Să vă mai au că vă plângeți de autostrăzi, da? Orbane, să le legi cu lanțul, tată, că ăștia le vând. Mai ales dacă le faci 3, că așa e românul. Păstrează una să meargă pe ea, iar pe celelalte le vinde. Sau le violează dacă trec prin vas lui. Ce urât, n-am vrut să zic asta. Ștergem asta la montaj, da? Mulțumesc. Așa, ideea e că acum se poate zice orice, oricum. 15, bă, facem 15, ba nu, 60 de autostrăzi în următorii 25 de ani. Ce, mă, ce te uiți așa, nu mă crezi? Bine, bine, fii atent. Ne vedem aici peste 25 de ani, da? Pe 20 septembrie 2000, cât vine, mă? Bă, fii atent. La ora 18, da? Să nu întârzi că poate am treabă. Nicio promisiune, dar nicio promisiune electorală n-a fost vreodată onorată în tocmai și la timp în țara asta. Dar cele mai multe pur și simplu au fost date uitării. Ah, e genială asta. Ce-i, frate, e superb, au inaugurat practic
Nimic. I-au arătat lui Orban, șeful: uitați, așa va fi amplasat spitalul, știți, o să fie gen cu fața încolo, bate soarele dimineața frumos și se intră pe aici, se iese pe partea ailaltă pe la morgă. Vedeți ce larg am făcut la morgă, pe două benzi, să nu se facă ambuteiaje, să... E, și s-a uitat Orban așa și a zis: bun, bravo, a spus bine spitalul ăsta. Nu că e bine, domnul premier, e foarte bine. Ați văzut ce privire? I s-a părut lui ceva, s-a întors, a dat o geană de vulturi și a zis: nu. E bine, continuați. Am crezut că ați făcut o gafă, dar nu, e bine. Eu când vă zic, e bun, frate, e bun, știi, are ochiul format. Vă aduceți aminte ce vrăj a mai făcut nevastă mea? Sigur că e periculos, că tâmpește, că te face sclavul lui dacă nu știi să-l folosești, dar are și părți bune. De internetul ăsta zic, că de când cu el, care reține tot, ies minciunile imediat la suprafață. Nu că au picioare scurte, n-au deloc. Mă uitam la ce spuneau liberalii despre Chirica de la Iași. Mamă! Deci acum vreo 2 ani, acum vreo un an, trebuia executat pe loc. Da, luat cu potera din stradă, domne, dus pe câmp și... Înainte, da, înainte. După ce a trecut la PNL, vai... Chirica? Vai, ce om, ce... Ha, dar cum s-a luptat el cu Dragnea, domne, cât curaj, câtă... E un erou, ne facem tatuaje cu el, păi da? Da, Chirica din Iași. Cam așa arată politica noastră. Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de Mihai Chirica și de prietenul meu, unul dintre cei mai buni miniștri ai cabinetului, care în parteneriat cu Mihai Chirica vor face lucruri grozave pentru Iași. Mihai Chirica a reușit să aducă la Iași proiecte deja semnate, finanțate de peste 220 de milioane. De-aia zic, nu-ți vine să mănânci buletinul de vot? Pe bune, ca la nebun, dă foaia încoa, o mănânc, o mănânc! Ba era cu mafia imobiliară Chirica, ba avea un oraș superb și era cu cetățenii și ba nu adusese bani europeni, ba a adus sute de milioane de euro. Ce aveți, mă? Râde și calul lui Ștefan cel Mare. După ce am văzut orașul, pentru că l-am sunat aseară să-i spun că orașul arată absolut superb. Sincer vă spun, fraților, pentru Rareș Bogdan, eu sper că ăsta e fratele lui Vitreg. Adică mi-e greu să cred că una și aceeași persoană spune exact chestii atât de opuse la diferență de nici un an distanță. Acum un an și ceva, Iașu, era o gaură neagră, domne, o mizerie a universului, o împărăție a mafiei imobiliare. Iar peste câteva luni, Iașul... este această minune urbană, acest exemplu administrativ, perlă a dezvoltării și atragerii de fonduri europene. Domnul Rareș, te vor lua ăștia să te studieze în medicină? Sau o faci pentru bani? Dar nu cred eu că pentru bani, nu. Pentru că domnul Rareș e patriot, e dânsuie cu oamenii, domne, cu poporul, cu națiunea, cu Eminescu. Deci nu poate să... nu. Ați avut astăzi numai cuvinte foarte frumoase despre domnul primar. Dar în aprilie 2019 spuneați altceva. Domnul ăsta, primarul ăsta, nu știu cum îl cheamă, Chirica, trebuie să se hotărască ce e dânsul. Exact pe ce poziție joacă, că eu n-am înțeles, și să înceteze cu mafia imobiliară care a fost stăpânire pe un oraș întreg. E un alt context politic, o altă bătălie politică. Exact ce voiam să auzim. Suntem cu toții de acord cu asta, nu? Că un oraș e urât sau frumos în funcție de contextul politic, domne. Altfel spus, poate că și Bucureștiul ar fi o perfecțiune de capitală dacă acolo ar fi un primar de la PNL acum, iar nu Tantifirea. E bine de știut, nu? Apropo de PNL și Nicușor Dan, iată, ce să facem, fraților, dacă internetul ăsta chiar păstrează tot? Domnul Orban, totuși, voia să ia bani cu sacoși. Pare că PNL-ul și-a pierdut
rațiunea? Sacoșar, frate. Domnul Orban v-a făcut sacoșar, domne. Coruptă? Ce-o însemna asta? Că cereați bani cu sacoșa, domnul Orban? Eu zic că spre asta duce corupție, nu? Adică aproape foarte corupt spre zdreanță de corupt. Doamne ferește, dragii mei, nu vreau să vorbesc cu păcat sau să acuz pe cineva fără probe. De-aia v-am arătat video. A zis domnul Nicu Șordan. Asta e ideea. Uitați-vă voi. Voi Rareș Bogdan, voi Ludovic Orban, voi Nicu Șordan, voi Klaus Iohannis, da? Uitați-vă voi la aceste imagini. Serios, eu nu zic nimic. Vă uitați voi și ne spuneți și nouă cam ce impresie credeți că își face un om, un cetățean obișnuit, chemat la vot, văzându-vă în halul ăsta. Chiar, aveți rușine sau v-ați operat toți? A, nu, că mai am, normal. De câte ori au vorbit pe post de afacerea Parcul Verdi? De câte ori au vorbit pe post de consilierul Gogescu al primarului Firea? Iuliu Gogescu a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pe 28 august 2020. Dispoziția a fost semnată de premierul Ludovic Orban. Da, tare și asta. Deci Nicu Șordan dă de pământ cu consilierul personal al lui Firea, pe numele lui Iuliu Gogescu, care a făcut dezastru deci la primărie. Numai că acest Iuliu Gogescu este acum în guvernul Orban. Da, l-a angajat domnul Orban la Ministerul Dezvoltării, pentru că nu e așa, e un om foarte capabil. Bineînțeles că toate acestea ar fi de mega râs dacă ar fi vorba despre un film. Dar nu e un film, nu. Sunt viețile noastre. Adică aici ar fi, cred, o mică problemă, nu? Că sunt viețile noastre la mijloc. Dar mai dă-le încolo și pe ele. Nu vezi, bă, că am probleme mai importante? Mamă, ați văzut ce au găsit ăștia la interlope acasă? Pua! A fost cu descinderi, nebunie, urlete, copii, chirăială. I-au îndoit ai noștri, da, i-au rupt 100 și ceva de mii de euro la unul, 50 de mii la altul. Banii cu care își cumpără băieții semințe prăjite când au un botez ceva. Ăia-s banii adunați probabil cu o seară înainte de la vreun băiat cu parcarea de undeva din București. Adică pe bune, nu stați de vorbă, mă, și voi un pic înainte. Voi n-aveți acolo la instituțiile astea de forță chiar nicio informație? Sau oamenii voștri care fac treaba asta cu informațiile sunt și ei la rândul lor pe statul de plată al interlopilor? Ce vreau să întreb? Să întreb, dacă de asta sunt aici, să pun întrebările care nu se pun. E în regulă, mă, să faceți dita mai operațiunea ca să găsiți 100 de mii de euro? Cred că nici nu era nevoie să le spargeți ușa pentru asta. Da, 100 de mii de euro dădeau interlopii direct peste gard. Adică mai facem deranj, sculăm vecinii, mizerie, da, une materiale, că n-a sparge ușa omului, plâng copiii, să sperie, ai mă. Nu cred că nu înțeleg cu vorba bună oamenii ăștia, la cât au cotizat de-a lungul timpului la polițiști, la șef din poliție, la procurori, la politicieni și așa mai departe. Că așa merge lumea asta peste tot. Da, haideți mă să mai prostim poporul, descinderi. La o grupare din Ploiești, anchetatorii găseau în sertarele infractorilor 130.000 de euro și 2.000 de lire sterline. În urmă cu o săptămână, mascații intrau în locuințele clanului Țile Pietroi. 14.000 de euro și 12.500 de lei au confiscat anchetatorii. Membrii clanului Sadoveanu s-au trezit cu poliția în casă. În vilele lor, anchetatorii au găsit 152.000 de euro, 38.000 de dolari, 8.000 de lire sterline, bijuterii, dar și cuțite, macete, săbi, bâte și pistoale. Da, faza aia mi-a plăcut la nebunie. Cuțitele alea. Bă, are socră-miu unele mult mai șmechere acasă, da? Taie porci în sat cu ele de Crăciun. Serios, am văzut cuțite mai șmechere la navetiștii care își taie parizerul pe bancă în gară. Nu știu, vouă nu vi se pare că prea suntem luați de fraieri? Adică după ce îi vedem pe polițiști că stau bot în bot cu interlopii, hai mă să facă și ei ceva, să se umfle un pic, să arate cum se luptă ei cu infractorii. Alo, poliția, mulți dintre acești indivizi nu pot justifica nici banii de termopane, nici banii dați pe zgarda câinelui, iar voi deștindeți în forță și găsiți 3 cuțite de bucătărie și 2 topoare de șnițele, mă? Nu vi se pare că sunteți foarte penibili? Dar să trecem și la adevărații interlopi, la adevărații infractori.
Unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni să mute bani murdari în jurul lumii. Tranzacțiile efectuate între anii 2000 și 2017 se ridică la peste 2000 de miliarde de dolari. Iar JP Morgan a ajutat o companie să treacă un miliard de dolari dintr-un cont din Londra, fără ca măcar să știe cine este proprietarul. Iată, dragii mei contacți, 2000 de miliarde de dolari, marile bănci ale lumii care ajută infractorii, marile bănci ale lumii care fac nevăzuți banii negri, banii din infracțiuni. Nu credeți că despre toate acestea vorbim foarte puțin în societate în general? Dacă descindeau polițiștii noștri la băncile astea, probabil le puneau pe oprire pe imprimante și cam mai era tot. Altfel, na, ce vreau să zic e că de cele mai multe ori stăm cu ochii beliți la furăciuni de-astea de 100.000 de euro, în timp ce prin spatele nostru băieți la costum și cravată fură cu miliardele, tati. Noi mâine dimineața ne ducem la muncă. Că de asta și luăm bancomatul noaptea, că nu avem timp în timpul zilei, înțelegeți? Nu avem. Da. Mâine mergem la birou. Ce să... Ia stai așa. Alo? Mami? Noi la ce bancă avem creditul ăsta ipotecar? Aha, și ce comision? Stai jaf, mamă. Ok. Da, las că discut eu cu banca acum. Acum sunt aici, da? Poartă masca, spală-te pe mâini, păstrează distanța față de alte persoane și față de sistemul sanitar românesc. La spital nu au apă și te izolează cu încă doi oameni în pat. Un alt bancomat a fost aruncat în aer, de această dată în localitatea Belinț, din Timiș. Tot în această săptămână, indivizi mascați au aruncat în aer un bancomat din apropierea castelului Peleș. Au furat în acest fel 10.000 de lei și au dispărut. O altă lovitură spectaculoasă a avut loc înainte de Revelion, în Poiana Brașov. Și tâlharii din acest caz sunt liberi. La fel și cei care, acum 2 ani, au furat 160.000 de lei dintr-un bancomat, tot din Brașov, și au folosit butelii cu gaz ca să provoace explozia. Măi, mamă, dar zic eu că dacă punem lângă ciment aici, bubuie și iese de jos lejer. Ce facem? Dai mie ordine? Nu, mă, te întreb. Stop! Ce se întâmplă aici? Atenție la mine. Ce vi se pare că se întâmplă? Ia treceți aici, hai, gata. Toată lumea, păi ce înseamnă asta? Ce e aici? Ce se întâmplă? Punem niște explozibili lângă bancomat. Aole! Și eu am venit cu nevastă mea, că doar nu era să o las singură pe stradă la ună. Dumnezeu, stai puțin, ce stai, dar de ce puneți explozibil? Păi cum, de ce? Ce întrebare asta, domnul polițist? Păi ce vreți, să-l scot cu unghiile de acolo? Nu, tati, e mai greu de atâta, trebuie să pui explozibil, să explodeze, să se dărâme pereții, să-l scoatem de sub betoane. Vreți să luați bancomatul? Hai, mă, că s-a prins, nu e prost așa. Băi, mă, că zic... stai, dumne, ce e asta? Ce se întâmplă? Stați pe loc, vă rog eu frumos. Da? Stăm. Vă rog eu frumos. Da, nu, v-am zis că avem treabă aici, nu plecăm. Gata, tot, lăsați scule, tot ce mai aveți pe la voi, arme, chestii aveți? Nu. Păi ce e asta, mă? Și tu te văd om serios, mă, frate, mă. Păi ce faci, vii să o ajut pe nevasta ta să dea sparge la bancomat? Mă, tu crezi că asta e femeie, să o contrazici? Tu să nu vorbești neîntrebat. Hai, mă, dar m-a întrebat omul ăsta, ce tu vrei? Tu să nu vorbești neîntrebat de mine. Bine, nu mai zic nimic, vorbește cu el. Așa, deci... dumneavoastră, de ce vă băgați așa dacă nu cunoașteți speța? Păi, asta e ce se întâmplă aici, este între noi și bancă. Eu vă gădați o spargere! Vedeți, de ce presupuneți că automat e o spargere? Păi ce să presupun? Păi nu e o spargere, vedeți? Ideea este că noi am venit noaptea acum să luăm bancomatul. Banca ne jefuiește pe noi ziua, noi îi jefuim noaptea. Foarte simplu. Așa păi, lucrăm noi cu banca. Cu explozibil? Da, cu explozibil. E trecut, scoate contractul. Era contractul? Scoate contractul, da, e totul stabilit prin contract. Scoate-l acum să vadă domnul polițist. Ce? Așa, da, uitați-vă aici. Da, uitați. Așa? Știi să citești? Bă. Hai mă, gata. Așa? Nu, și eu nu-mi pot să fac. Uitați aici. Da? Bine. Vă rog. Uitați aici, e contul care eu pun bani. Da. Și ei mi-au comisionul ăsta, da? Așa. Și eu după un an am jumate din banii pe care i-am depus fără să fac nicio retragere. Și din contul curent îmi iau comision 2% la orice retragere. Atât e calculat. Da, v-am zis că e jaf. Așa, ca să nu zic că la creditul ipotecar, după toată perioada asta, eu trebuie să dau de 3 ori înapoi sumă. Da.
Fă calcule. Mamă, exact. Este enorm. Exact, e jav la drumul mare, mai are puțin și poartă masca angajatul de la bancă atunci când plătim rata, mă, nene. Vai de mine. Da, mă, Francis, mă, Este... Ce să vă zic? Ce... Este... Incredibil, incredibil. Dar știți ce nu găsesc eu aici? Nu găsesc unde scrie că cu partea asta, că ei sunt de acord, că dacă nu da, așa le aruncați bancomatul cu tot cu pereții. Nu, că e mai stufos contractul și dar se înțelege de la sine, adică vă dați seama, dacă ei ne jefuiesc pe noi, ne jefuim și noi, e un stat de drept, adică avem drepturi egale, nu? Sunteți polițist, mai citiți dumneavoastră Constituția. Da, nu, că știu, normal, știu, dar mie tot nu vine să cred că dăm ars comisioanele astea, adică jaf la drumul mare. Da, jaf. Extraordinar. Deci nu, asta de ca să vedeți pentru ce muncesc eu cu bărbatul, da? Că nu stăm degeaba. Noi mâine dimineața ne ducem la muncă. Că de asta și luăm bancomatul noaptea, că nu avem timp în timpul zilei, înțelegeți? Nu avem. Da. Mergem la birou. Mult. Păi și că mai dormim? Ce să mai dormim, domnul polițist? Asta e viața. Aia e problema, somnul. Dacă ne-a trebuit credit la bancă. Am înțeles. Luați contractul. Da. Păi atunci hai să... Să vă ajut și eu să meargă treaba repede. Da, Eu ziceam că dacă îl pun lângă ciment aici, să bubuie de jos. Nu, vă rog eu, hai să facem într-un fel, eu țin aici ca să nu vină nimeni, dar să nu trezim vecinii. Asta ar fi important. Găsiți o soluție, da? Da. Ok. Ce să... Ia stai așa. Alo? Mami? Noi la ce bancă avem creditul ăsta ipotecar? Aha, și ce comision? Stai jaf, mamă! Ok, da, las că discut eu cu banca acum. Acum sunt aici, da? Bine, mamă, te iubesc, pa! Ce să... Și? Ce mai face educația? Ce mai zice? Educația? Ne auzi, dragă? Ne vezi? Educația, clipește de două ori să știm că ești bine. În primul rând, nu se aude absolut nimic. Eleva de clasa 1 încerca să scrie ceea ce scria profesorul pe tablă în clasă, ea trebuia să copieze pe caiet și nu vedea efectiv nimic pe acel ecran. Stătea cu ochii ațintiți spre laptop și încerca să audă, încerca să înțeleagă. La ceilalți elevi de gimnaziu, în clasa 6, am fost la eleva Ana și ea aceeași problemă a avut-o, nu vedea absolut nimic ce scrie pe tablă și nu auzea nimic. Lasă că e timp. În 2-3 ani se rezolvă și problemele tehnice. Bine, poate nu 2-3 ani, dar în 4-5 ani tot se rezolvă. Și ce atâta grabă, mă? Unde vă grăbiți? De câte ori văd asemenea materiale prin presă, mă gândesc la proiectul lui Klaus Iohannis, ăla cu România Educată. De 6 ani lucrează domn profesor la acest proiect, împreună, culmea, cu doamna ministru Anisie. Da, încă 2 ani și îl dau pe proiect la liceu. Momentan e la școală, da. Învață la una din cele 2000 de școli construite de Liviu Dragnea. Vorbim despre fapte. Cum ajută pe mine, domnișoară? Da, cu pe bune, serios. Ce învățământ vreți să avem noi cu asemenea conducători? Ok, pe Dragnea parcă îl înțelegi, că nu e ars de școală, da. El după facultate s-a băgat în afaceri, domne, a deschis repede prima cârciumă. Când alții se gândeau la doctorate, el căra băutură cu papucul, tată, servea la mese, aduna capace de bere. Dar Iohannis, profesor de liceu, Iohannis și alții intelectuali de soi... Visăm cu ochii larg deschiși la viitor, în vreme ce elevii de clasa 8-a, an terminal, n-au nici măcar manualele fizice pe bănci. Sunt acei elevi care se lovesc an de an de lipsa manualelor încă de când erau în clasa 1. În total sunt 8 lipsă. Hai, măcar atât am reușit. În tot acest haos, un lucru rămâne constant. Lipsa manualelor. Bă, bravo, felicitări. Deși traversăm o perioadă critică, uite că aceasta n-a reușit să ne dea complet peste cap, iar tradiția s-a păstrat nealterată. Era și culmea, domne, în plină criză să iasă manualele mai devreme. Da, sigur că știu, sunt destule școli în care lucrurile funcționează, dar de ce să nu funcționeze peste tot? De ce?
Nu e ca și cum ar fi venit virusul ăsta peste noapte. Guvernul a avut 6 luni la dispoziție să organizeze activitatea, să aducă școala în secolul 21. Pe jos dacă trimiteau tabletele către copiii săraci și tot ajungeau. Tabletele promise de Ministerul Educației nu au ajuns încă în comună. Au făcut cereri, le-am dat telefon, am vorbit pe Facebook, au făcut cereri pentru tablete. Nu s-a dat nimic, că nu interesează pe nimeni. Uite, nenea Orban, aveai atâtea ocazii să te filmezi prin țară, să-ți faci imagine și să pui în sfârșit întrebări inspirate, gen... Ia zi, băiete, merge netul? Ce viteză prinde? Bagă goneta ca lumea? Da, de unde atâta preocupare? Plus că noi avem de rezolvat WC-urile, de tras apa, să le luăm pas cu pas, nu? Nu le facem pe toate deodată ca necații, domne. Întâi să ajungem în secolul 20, abia după aia în secolul 21. Cei 165 de copii din localitatea Humosu vin la ore în 3 schimburi aici, la sala de nunție din sat. Ei, iată, copiii din Tulcea care învață la sala de mese a capelei mortuare au concurență. Copiii din Iași care învață la salonul de nunți. Pentru că școala din sat, evident, este în renovare. Abia acum se trage apă. Da, știu, vă întrebați cât e darul, la ce oră vin sarmalele, dacă se fură mireasa. Ce să mai zici, bine măcar că s-a găsit un loc să se țină orele, că altfel cine știe ce se alegea de bieții copii. Abandonau școala, o părăseau, se lăsau de carte. Na, nici nu mai mergeau la judecătorie, nu, apelau la divorț amiabil, despărțire de-asta cu acordul părților sau cum se cheamă acum. Merită să încercăm. Vă spuneam și săptămâna trecută, ok, aceleași fețe obosite în campania asta, cam aceeași ofertă, adică avem de ales între tuse și jung, dar să nu dai tu, mă, o atenție la alegători așa în campanie. Unde-s, mă, fraților, campaniile de altă dată? Cu mici, cu bere, cu tigăi pesediste, cu geci inscripționate aici, cu te băsesc cu frumos. 2 milioane de bucăți au fost, frate. Cu alimente de la pește la pui și de la ulei la zahăr. Vax populi. A venit să mai dea ceva prin sat pe aici, pe la noastră? S-a mai dat ceva? Nu, nu mai afișe. Față de alte dăți, când se făceau spectacole cu mici, cu bere, cu... A fost o dată ca în Băuie și a fost ca niciodată. Era mai bine atunci când se mai organizau diverse festivaluri, petreceri? Situația altfel, deci nu stai și te uiți la stele, vorbești cu ele. Erau frumoase și petrecerile alea de pe vremuri? Păi era promată pentru unii, pentru alții, nu... Normal că dacă vine omul că bea o bere sau un mic sau ce dădeau atunci, na, ca fiecare, înțelegeți, ca la baierame, ca la anunț, ca la asta, înțelegeți, da. Vă plăceau și petrecerile alea care erau la vremuri? Păi era toate, de acum mai e. Acum doar afiș. Afiș? Afișe și prostii mai multe. Mi-a dat 500, beștiu, a dat o lată, două capăla. Când, acum sau? Acum. Acum o săptămână. Și atât v-a dat 500? Da, 500. Și suportați sau ce vă zic? Nu pătesc, nu mai mă duc eu. Am auzit că nu aici, la Fundulea, s-au dat bani, dar aici nu. Nu cred, nu cred. Cine ar avea interes? Și dacă dau sub forme ca să nu vă prindeți. Da, bine toată. A, în zile, cu mai o găleată, scria pe aia PSD, alea. Acum nu se mai dă nimic. Ce dracu? Păi i-a dat cu un tricou. Când am dat să găleată ca să aia, s-a spart găleată, s-a dus. Era de astea, paca poate. Fiecare poate să facă la el acasă, așa. La el acasă. Acum dați doar cu afișul, bannerul. Da, da. E bine așa. Până la urmă, votezi pe cine vrei, nu dacă dă ceva. În plus sau în minus. Înainte erau cu mici, cu cârnați, cu pește, cu cutare, cu toate, dar acum nu prea mai e, s-a sistat. Acum doar afișele astea. Afișele de-astea. Sunt mai triste alegerile astea fără petrecerile alea? Foarte. V-ar fi plăcut o petrecere din asta? V-ați fi dus la ea? Da, normal. De ce? Nu știu, a avut să simtă și omul bine, deci care face petrecerea, să mă simt și eu bine. Alte date în urmă cu câțiva ani, nu mai așa, nu știe plase, nu știe găleți, nu știe... Și acum?
Niște hârtii, avintieri. Așa, niște hârtii. Și de ce s-a întâmplat? De ce n-au mai venit și ei cu o găleată, cu ceva, cu... Cred că nu mai știi mânus. Pe vremuri erau petrecerile alea, știți, cu mici, cu băi? Erau, dar acum... Acum doar cu afișe ne uităm la ele. Băi, doar de petrecerile alea? Da, nu. Era mai bine, cred că, înainte. Mai era o bere, un mic... O... Mai făceau 150 de ani. Acum nimic. Ați, s-a mai dat ceva pe undeva? Nu. Erau frumoase petrecerile astea. Da. Chermezi. Iar de mici. Aici la SNA, la fermă, dincolo în parcul ăla frumos. Păi e dor de petrecerile alea, de la alegeri? Cum să nu fie dor? Acum e mai tristă campania, fără ele, doar cu afișele astea. A, n-aduce nimica afișele astea. V-ați fi dus dacă erau cu petreceri, cu mici, cu bere? Păi, dar cum să nu aș fi mâncat și eu doi mici? Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.